Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am să discut cu voi despre câteva companii care doresc distribuirea unor dividende. Vom începe cu Comalim, care dorește distribuirea unui dividend special, SIF Imobiliare PLC, companie înregistrată în Cipru și acționar cu dețineri de 91% în capitalul social al Comalim, la 31 decembrie 2022, solicită completarea convocatorului AGA pentru data de 26-27 aprilie 2023. Astfel, acționarul majoritar solicită aprobarea distribuirii sumei de 12,2 milioane de RON sub formă de dividend, din rezultatul reportat din surplusul realizat ca urmare a vânzării unor active. Astfel, se propune repartizarea unui dividend brut per acțiune de 9,68 de RON. Randamentul acestuia raportat la ultimul preț de închidere este de 44%. Data plății este propusă pentru 5 iulie 2023, în timp ce data de înregistrare este propusă pentru 22 iunie 2023. Aș aprecia foarte mult dacă v-ați abonat la acest canal și dacă mi-ați lăsat un like dacă vă place ceea ce fac. Din punct de vedere al dividendelor, această companie a mai distribuit niște dividende și în anii trecuți. În 2021 a distribuit un dividend destul de mare de 15%. Vă sfătuiesc să aveți mare grijă dacă doriți să investiți în această companie. Dacă mă întrebați pe mine, eu personal nu aș investi, m-aș uita la alte companii pentru că mi se pare mult prea riscant, aș putea spune. Și pe lângă asta, randamentul acestui dividend de 44%, într-adevăr este foarte atractiv, dar pe termen lung nu cred că o să fie foarte rentabil. Așa că mai bine gândiți-vă pe termen lung decât pe termen scurt. Mai departe vom vorbi despre Socep, o companie care mie îmi place foarte mult și în care eu am investit. Compania a anunțat piața cu privire la primirea unei solicitări de completare a ordinii de zi a AGA din partea sa Marina Imobiliare SA, în calitate de acționar cu o deținere de 5,88% din capitalul social. Astfel, noile puncte introduse în AGA, care se va desfășura în data de 27-28 aprilie 2023, sunt propunerea de repartizare de dividende în valoare de 24,7 milioane de RON din profitul net al exercițiului financiar aferent anului 2022 și majorarea indemnizației membrilor Consiliului de Supraveghere cu 60%. Astfel, dacă se aprobă punctul privind repartizarea dividendului, acționarii ar primi un dividend brut de 0,0713 RON per acțiune cu un randament de 8,1%, calculat la ultimul preț de închidere. Bun, eu zic că este un randament destul de bun și destul de mare. 8% mie îmi place foarte mult, dar eu v-am mai spus vouă, ce trece de 7-6% este foarte bun și ar trebui să ne băgăm în aceste dividende. Pe lângă asta, vreau să vă arăt că Socep a mai distribuit dividende. Aveți lista cu dividendele pe care această companie le-a distribuit și în anii trecuți. Eu zic că pe termen lung o să fie bine. Rămâne de văzut dacă și compania se va ține de treabă. Pe grafic, pe perioada de 10 ani, stăm destul de bine. Aici, să ne uităm puțin, pe la 2022, probabil, pe aici, ne-am blocat. Da, nu mai trecem de această valoare, dar poate cine știe, în viitor, când totul se va mai liniști în piață, vom reuși să trecem și cu Socep peste această valoare unde s-a plafonat de probabil un an de zile. Avem informații și despre Bermas. Acționarii vor primi dividende. Acționariatul Bermas a aprobat repartizarea unui dividend brut per acțiune de 0,068 de RON. Randamentul acestui dividend este unul de 2,1%. Vă reamintesc informațiile esențiale. Data de înregistrare a dividendului a fost fixată în data de 27 iulie 2023, exit date-ul pe 26 iulie 2023, iar plata dividendelor va fi pe 17 august 2023. Eu nu aș investi în această companie pentru că este un randament destul de mic al dividendului, așa că cu siguranță m-aș îndrepta către alte companii, cum ar fi Socep, cum ar fi Nuclear Electrica și așa mai departe. Simtel Team este o companie de inginerie și tehnologie. Compania este lider în România în construcția centralelor electrice fotovoltaice. Compania a raportat pentru anul 2022 cea mai bună performanță financiară din istoria companiei. Veniturile operaționale individuale împreună cu profitul net s-au situat peste țintele bugetate în anul anterior, datorită creșterii numărului de proiecte în care compania a fost implicată. După închiderea ședinței de ieri, compania a anunțat piața cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.
Unul dintre puncte este distribuirea pentru prima oară în istoria companiei de dividende în valoare de 2,04 milioane de RON din profitul net obținut în 2022 de 11,6 milioane de RON. Repartizarea se traduce printr-un dividend brut în valoare de 0,26 de RON per acțiune care, raportat la prețul de închidere de ieri, oferă un randament de aproximativ 1%. Dividendul va avea data de înregistrare pe 14 iulie 2023 și pe 1 august se va face plata. Eu vă spun foarte sincer acum, dacă vreți să faceți bani la bursă, căutați companii cu dividende mai bune decât dividendele astea de 1%, 2-3%, pentru că nu veți reuși să vă creșteți portofoliul. Împreună cu dividendele și cu investițiile pe care voi le faceți lunar sau săptămânal, depinde de la persoană la persoană, timp de o perioadă voi veți reuși să vă măriți portofoliul. Dacă punem în partea stângă o persoană care investește la bursă aceeași sumă lunar, da, sau săptămânal în companii care oferă dividende de 1, 2, 3, 4%, iar în partea dreaptă punem o persoană care investește exact aceeași sumă ca persoana din partea stângă, doar că investește în companii care oferă dividende de la 7-8% în sus, da? 7-8%, persoana din partea dreaptă își va mări portofoliul mult mai rapid decât persoana din partea stângă, pentru că dividendele vor fi mult mai mari, banii vor fi mai mulți. Și uite așa veți reuși să vă cumpărați mai multe acțiuni și să beneficiați de mai multe dividende, iar voi ar trebui să alegeți calea ușoară, nu calea grea. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru această companie. Mai departe, acționarii Claim aprobă un dividend cu un randament de 4%. Compania a hotărât aprobarea distribuirii unui dividend în valoare de 660.000 de RON, care se traduce într-un dividend brut pe acțiune de 0,15 RON, cu un randament de 4%. Data de înregistrare a fost aprobată pe 28 aprilie, iar data plății pe 12 mai 2023. Cam asta a fost pentru acest videoclip. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu-mi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!